Această zi amintește de intrarea lui Iisus în Ierusalim, când a fost întâmpinat de oameni cu crenguțe tinere abia înmugurite. Credincioșii merg la biserică pentru a sfinți ramuri de salcie și măslin pe care le pun apoi la geamuri, uși și porți. Iisus ne-a arătat că nimic nu ne poate împătrușa, nici măcar moartea. Atunci, de ce să ne mai temem? Căci atunci când Domnul e cu noi, nimic nu se poate sta împotrivă. În credința populară, acest ritual îi apără de boli și le protejează gospodăriile de rele. Odată cu florile, începe ultima săptămână a postului Paștelui, în care creștinii se pregătesc să întâmpine marea sărbătoare a Învierii Domnului. În România trăiesc aproape 900.000 de catolici, din care mai mult de jumătate sunt de etnie maghiară.